Salutare tuturor de pe live. S-am grijit ce muzică să pun, că să supără tubul pe mine. Nu știu dacă mă știți pe mine, dar dacă n-am muzică pe fundal, nu mă simt bine. Și Doamne ajută. Eu mă aud pe stație? Și Doamne ajută să, okay, să nu mai am iarăși probleme pentru că mi-a luat ban. Dacă sunteți curioși puteți vă uitați la clipul cu Tracker SMP unde mi-a luat ban. A, taete, soarta. Și de acum încolo o să fac și un live în care o să vedeți și voi dacă doriți, dacă vă place și ca o dovadă în caz de se întâmplă ceva pe drum. Salut Sorine, bine ai venit pe live. Da. Ok. Mulțumesc. Dacă o să mă vedeți că o să vorbească ceva colegi, cred că nu o să mă nici pe stație, pentru că asta ar însemna să, să vorbesc pe două butoane și da, sunt puși de tocul, pentru că mai sunt cazuri când mai vine cineva prin camera la mine. Aia știți care e problema. Încerc să fac pentru buget. Live de asta de calitate. Și multe episoade pentru că așa e mai ușor. Bine, nu e mai ușor, e mai complicat să și randez, să și editez, să mă și joc în același timp și să tai toate prostiile. Așa că dacă vă place seria de Zero Sum 4, am văzut că sunt multe like-uri, ceea ce vă mulțumesc mult pentru susținere. Și după ce o să termin seria de Zero Sum 4, noul joc,
O să mă o să mă fac și o serie cu Need for Speed Carbon. Așa că dacă o să vă plac jocul ăla, o să urmeze cât de curând. Nu știu când, când sunt terminat și răsăm 4, bineînțeles, cred. Unde și acolo m-am chinuit să editez, să randez. Motoarele că vă mănâncă motorina și pe urmă vă aud la jumătatea convoiului. Și sper că o să se miște bine live-ul. Ce doamne iartă, altă muzică, nu știu, ceva cu non-copyright, ceva super. Să mă uimească. Și în afară de reclame, că nu le mai suport, taică. Un festival al gust. Oh, not again. Ceva, un clip cu Thomas, nu ok. Cred că ceva trist. Oare dacă pun muzica asta să supără YouTube-ul pe mine? Ia să vedem. Da, să supără YouTube-ul pe mine. Cred că mai bine era YouTube-ul de pe vremuri. În 2012, când nu exista copyright. I don't know. Plecăm, perfect. Așa că vizionare plăcută, hâț. Hâț de lege. Așa că o să fie mai multă muzică, mai puțină vorbăraie și mai mult condus.
liniște. Mai să adorm. Cam așa și eu, mă rog, cu muzica. Că vine furba mai stras și am încetinit ca prostul. Să mai întâmplă, vezi, dacă ne-ai mișcat de mult. Și aveam GPS. Nu știu, Adiță trebuie să știe. Dacă îi dau 100, o să clatină mașina cu totul. Mi l-am și un tremură volanul. Se dezintegrează. Se dezintegrează. Sunt niște daci care sunt cât o casă. La preț mă refer. Și mă refer la daci 1310. 1410. Stați, am urmă. Păi nu. Dacă te aceai filozof, rămâneai. Caschi. Din păcate nu am tăcut. Din păcate și din fericire. Facem rapid kilometri. Păi dacă nu transporti nimic. Păi da. Cred că a vrut Adiță. Cred că Adiță a făcut cu caravanul. Special că s-a întors să schimb firmă. La capitolul activitate. Știu. Vezi, poate ne-ai făcut setările, cum trebuie. Păi
Păi da, dar ce de la folosești? Îți recomand OBS-ul. De ce nu folosești tati OBS-ul? OBS-ul, de ce nu folosești OBS-ul? Dacă vrei îți dau eu setări. Driver. Nu are legătură cu driverele. Să mă uită și la față. Samurai m-ai speriat. Că era să mă opresc în loc și să pornesc greu de pe loc. Scooter. Motor fără. Ciupă. Copcie. Dar nu cu tine, așa-i? Gabriel, vezi că poți să-i dai mute de pe tab. Dai deschis tab-ul. Da, dar cel mai bine din tab, din tab. Nu, dar poți să-i dai mut de pe... Contul nu ai cum să-i blochezi, poate calculator. Blochezi direct calculatorul, îi dă crash. Explodează, your PC run into a problem. Nu, ia că e răcire pe apă. El are răcire pe apă, mă, cu butoiul de 10 litri lângă el. Răcire pe vantai. Accident. Inteligent aia a făcut. Unu o sări pe ăsta. Nu-i problemă, nu-i... Era român ăla? 447. A intrat în tot aia.
Numai din... Care a înjurat Gabriel? Shilty. Shilty, felicitări, te-ai ales cu un urn. Să-mi lași și mie dovada pe privat, Gabriel. Mă report la 490, report la 490. Samurai, ne oprim. Păi, nu știu, nu știu. Păi, ce s-a întâmplat? Nu știu, pur și și nu mai plece, frate. Am înțeles. M-am dat mai în față ca să ne strângem toți. Eu nu pot să-l depășesc pentru că tot voi fi de vin, așa că voi sta aici până când își va la report. Când va vedea un admin și dă kick. Da ban. Acum o să am, sunt pe live, am dovadă, o să-i trimit. Deci, so, Tudor. Mai și în jură, Tudor XT. And sorry, I don't speak English pretty good because I'm Romanian. Ia, liniște că o să filmez eu și o să-i fac reportul. Deci este... Așa că vă rog frumos să ce dați report acum pe momentul ăsta ca să ia mai repede. Și not Vlad la fel pentru reckless driving și pentru trolling. Deci pe... Deci sunt drive de 115 secunde, 115 secunde. Uite, era un combo frumos până să dăm de domnul. Dați report în continuu până când o să vină, o să vadă un admin. Lăsați, nu mai scrieți nimic pe cea, lăsați că i-a acordați atenție și după dați în toate alea. Nu mai înjurați, lăsați-l pe el, sunt live, am tot dreptul de a da report, sunt să vede clar că a făcut reckless driving și acum ramming trole, tăcă și pentru Vlad, la care. Păi,
o să avem o dovadă pentru persoana asta. Adiță? Mă auzi? Scuze, Nerelu. Mă auzi? Da. Aștepta să vină Adiță. Eu vreau să trag, să ies, să-i fac reportul ăsta, că deja m-am enervat. Și cu Shifty ai zis, nu? Cu Shifty. Să-mi dai dovada lui Shifty pe privat. Așa, Shifty. Dacă mai prind pe vreun membru din comunitatea asta că vorbește urât sau că înjură pe altcineva, l-am mâncat. Da, ai intrat. Adiță, cheamă-l tu pe White Tiger sau cu cine ești tu. Oricum se vede foarte frumos pe live cum face troll, indiferent dacă mi se mișcă greu sau nu. Haideți să ne vedem de drum și vă rog frumos. Nu-i mai scrieți nimic, că îi dați atenție. Oricum, după convoi, îi dau bani. Bun, l-am taxat și pe Tudor. Că băiatul mi-a scris gura măgarule. Nu-i problemă, lasă că o să fie el taxat foarte frumos, de o să-și ia un ban cât pentru tot pomelnicul și cât pentru neamul lui. Vă consider asta ca pe drept amenințare. Gata, subiect închis, ne vedem de convoi și vedem ce facem după. Care e limita de viteză în fața 80?
dau cu 65. Gabriel, te-am luat 130. Deci sunt zilele că nu trebuie să intrăm cu Traxbook-ul, nu? Tata s-a enervat și a ieșit, că a intrat frontal Vlad în el. Și Tudor... Și Tudor i-a întras pe dreapte, când am zis că în fața mea, drept pe mine s-a urcat. Căde. Hai, gata, subiect închis. Yo. Gata, subiect închis, lăsați treaba asta. Nu mai am face să repet. Vor fi banați amândoi. Hai să ne bucurăm de priveliște, ce ziceți? Exact. Wizard, îți dau eu setări. După cum voi asta, îți dau eu setări. Fac pariu că dacă pun limita pe 50, la coborâre o să am 70. Logic. Nu știu de voi, dar pe mine m-au luat amețelile cu serpentinele astea. Pe mine... COVID. Las că nu e grav. Efectul placebo. Deci este un băiat aici la noi în sat, care el este foarte, deci este, tipul este geniu. Deci pe matematică, fizică și asta e geniu. Și vorbesc serios. Deci fii atent, el pentru orice durere ce o are, își ia paracetamol. Și lui trece. Deci lui cu paracetamol îi trece. Și tocmai chestia asta... Da, exact. Paracetamol. Cu pâine. Adică, cred că cel mai bine trecem un pic acum, că tot avem pe partea noastră și alimentăm, că suntem mai puțin de jumătate cu rezervorul. De asta zic, recomand să tragi în peco. Gabi, cum ai tu 600 de litri pe Skoda? La fel.
bag rezervorul ăla de 500. Ghipostania. Toată lumea vrea. Am înțeles, Paul, am înțeles. Mă scuz dacă să mișcăm la live-ul. Nu știu, am o problemă doar cu live-ul. Pentru că, nu știu, la mine jocul se mișcă extrem de fluent. Așa văd eu monitorul la mine, că se mișcă foarte fluent. Dar acum o să mă parchez repede și o să rezolv instant problema, cât de repede pot. Cât e limita de viteză? Păi nu cred că mai are rost să facem pauză, că nu mai uita taie. Ba da, s-a venit. Nu știu ce are, pentru că am avut problema asta. N-ar fi, cred, o problemă de la bitrate sau de la encoder. Lasă-mă, pentru că, Gabriel, că dacă și aș avea problema asta, mi-ar trece. O să-ți apară la recomandate. S-a lăsat locul tataie, dar văd că el nu mai vine. Era lângă mine în peco. Trebuie să vină și el imediat. Ana, tu nu mai vorbi, că și așa ți-e greu să vorbești. Ți-e greu să vorbești așa, că încearcă să nu mai vorbești prea mult. Înghețata nu se mănâncă, se linge. Eu omor. Înghețata. Și eu la fel. Nu sunt proaste, sunt foarte proaste. Pierde pe aici. Dacă o să-mi vedeți toba pe aici pe drum, să o puneți în port bagaj și să-mi aduceți când ne oprim la sfârșit parcare, bine?
Mersi, Adiță, că mi-ai pus dita fruna. Era să intru în pătaie? Tot am lagat, aete care sunt pe live, condolențe, n-am ce face, nu pot să trag pe dreapta, nu pot asta că... Hai de acum, bă, mă vedeți cu lac. Lași cu ratata auto-ul, că să vezi ce-ți dau. Hai de acum, Adiță, un friz, să vezi cum zboară. Merge tataie la bară cu Adiță. Dacă are Adiță acum un friz, să-l vezi pe tataie cum face prin tunelul ăsta. Adiță, care-i viteza în față? Fix crâc face. Dacă îi dai viteză mare, da. Nu, îmi tremură volanul, că așa vreau eu. Vezi să nu rămâi pe scaun și cu volanul în mână. Te prinde mașina din urmă. Vezi în spate mașina că vine după tine. Viteza în față, 7. Dau să facă ratatata. Dacă te mai aud odată cu ratatatata, să vezi ce ratatata îți dau eu ție. Termină-te cu ratatata auto.
când am jucat cu un prețin cu un turc, mi-am făcut capul calendar. Da. Aolo. Și ce bine îți pare așa. Ia, l-a oprit poliția. L-a oprit poliția. A, nu, așteaptă. Că vreau să faci tot. 65 viteză în față. Eu îi dau mut lui Husky, că deja nu se mai poate. N-am înțeles, Bugi. Nu e problemă, dacă nu poți, că ești la muncă, doar persoanele care sunt la muncă într-adevăr și nu au cum să intre, sunt învoite direct. Deci, nu te panica sau nu vei primi word. Dacă ești la muncă sau ai o problemă. Minute pauză, opriți motoare până la și 57 pauză, opriți motoarele să nu consumați benzin sau motorin. Ok, din acest moment am pus și eu cronometru, aveți 10 minute pauză. O să închei puțin live-ul, dar o să revin imediat. Că trebuie să dau restul la aplicație. Să vede? Toată lumea să oprească motorul. Nu se vede. Eu mă pun să-i fac reportul ăla. Adiță, mai știi cât era ceasul? Nu, mă o zici pe tropical, n-am intrat?
și că am intrat la convoi, dar și că nu mergea tirul. Care tir? Păi așa zice băiatul ăsta pe chat-ul legit. Eu știu că asta e Skoda, nu tir. La Rocket League aș trebui să stea până acum. Asta nu e problemă, că le dăm work. Eu o să urc acum pe YouTube clipul. Mă pregătesc să-i fac... Oricum am de făcut două banuri. Mai ții minte pe la ce oră era Gabriel? Undeva în jur de 8:30. Harald, du-se gigi, da. Ho, amigo. Ho, amigo. Russian vodka. Vodka Russian. Nu se bie la volan. Da, puta madre, pisa. Gabi, lasă-mi vodka, n-ai voie să bei la volan. Gabriel, lasă-i în pace. Gabriel, lasă-i în pace. Ia că au și frate, gobo, nu-i trage nimeni. Che pasă, это немцы. Румы. Здравствуй. Care ești că aveam. Bingo. Mai da și câte un space în ceas să nu vă luați kick. Mai sunt 3 minute până la plecare. Abia aștept ziua de mâine să intru la niște prieteni pe Discord.
Am văzut acum într-un video. Adita, te rog frumos să mă anunți cu mine când ai plecat, că eu sunt cu alt tab. Bine? Da. Deloc. Da. Gata. Un minut până la plecare. Pregătiți motoarele. Gust intens și delicat. Copți, nu prăjiți. Și cu 50% mai puține grăsimi. Lay's rumeniți în cuptor. Spune 10 secunde. Change secunde. Și plecăm. Voi merge cu 60 până ne strânge. 12 mas, vezi că ți-a luat chec. Care e pauza? Oh, uite, Lux acum, frate, uite ce bine merge live. Cât se merge? 60. Mama mea, Lux, ce 60. Bine merge acum live-ul. Wait a second, dar parcă drumul ăsta l-am mai luat de 50 de ori până acum. Pe Europa. În clipa asta încarc și clipul pe YouTube, să poți să-i pun ăla la dovezi acolo și să-și ia bani. Ne vom muta pe banda a doua până trecem de mini poduleț. După poduleț ne vom muta înapoi pe banda întâi. Adiță. Mărim la 80. Pe stația 13, Adiță? Ești pe stația 13? Da, o firmă de anonim care este pe locul 2. Dacă nu știi, dar felicită Gabriel că dacă ai o problemă, a zis că salvarea, dacă e făcută de tine, nu și-a luat dacă bug. Dacă ai o problemă cu firma, poți vorbi cu a din 9 mm. Nu și-a luat bug-ul ăla cu alt tab. Dacă ai o problemă și dacă te felicita. În caz de vrei să juri sau să, nu știu, să-ți vină prin cap să trolezi sau nu știu cum,
N-ar fi o problemă, pentru că există și, și chestia cu reportul pe YouTube și dacă nu știi, se poate închide și un canal de YouTube. A zis că îți mulțumește, Gabriel. Și nu-i problemă. 80 în față. Miștocăreala și... nu știu cum să zic, și... trolling-ul în legătură cu firma se va ignora. Cât de curând ne vom muta pe banda a doua, vom face o buclă oricum pe autostradă. Mai reduc din viteză că cei din spate au rămas în urmă rău de tot. Ok, reduc la 60. Și așa trebuie să fac bucla asta. De ce au zis băieții pe stație că... Mm-hmm. 60 în față. 60 în față. 60 în față. Hai că nici eu nu mai știu pe ce să vorbesc, ori pe Discord, ori pe stație. Las că e bine, Gabriel. Și cu Z-ul ăla pe live, e lângă X. Oferta aia cu abonații pe YouTube, din păcate nu mai am oferta aia. Am scos-o de pe shopee.gg numai din cauza că am dat-o la un băiat și n-a mers, pur și simplu n-a mers. YouTube-ul scoate mulți boți, să zic așa, că sunt fel de boți în care se abonează în continuu. Ok, mărim la 75. Și din cauza asta am și scos asta. Pentru că n-are 75 rest. În față. Nu pot să dau schimb sau asta. Dacă am văzut că nu mai merge, n-am mai încercat. A mers poate înainte, dar tare, acum cred că s-a schimbat s-o politica. Trebuie să mă duc să fac și băiță la bărbiță pe urmă. Bine, 85. Perfect. În curând va urma să facem la dreapta, pe național, iar după aceea va urma o grupă de serpentin. Sau două. Ceea ce nu-mi place la Skoda e că n-ai ăla, retardelul, la cutie. Retardelul. Facem la dreapta. Ia-ți moduri pentru retarder. 65. 65 în față. Că avem serpentin. Eu am frânat preventiv atunci când în tunel, când a intrat talenta ta, că era sigur că o să intre. N-ai intrat în tata. Ai intrat în mine, știi? Și pe mine m-a băgat un pic sub mapă. Tata a intrat în mine și am știut sub mapă și intrat. Oricum, n-are cum să nu-și ia bani, că l-am filmat și eu și Gabi. Și o să-și ia reportul. Să vedeți pe live oricum. L-ai filmat în direct. Chestia e că tot ce trebuie să faci e să pui link-ul de la live la minutul în care face el chestia asta, știi? Da, nu știu, îmi încarcă... Nu știu, îmi încarcă clipul pe YouTube. Ah, da. Eu îl aud bine pe Samara. Habar n-am.
consumă net la încărcări. Și posibil asta. Am căști de 10 lei, 5 lei, pardon. A. Ce căști la 5? Aia e partea. Păi nu știu, faceți și voi... Faceți și voi o chetă ca să-mi iau și eu căști. Faceți chetă ca să mă cumpăr căști noi. Faceți chetă ca să-mi cumpăr căști noi, hai. Mărim la 85. Să știi că erau foarte bune căștile alea, mă rog, decât microfonul. Mamă, ce mai luam și ne jucam atunci. Foame. Până mă mai trebuie să mă duc să fac și baie. Nu mi ajunge, deci eu orice aplicație de mâncare și astea la mine nu vine. Și Food Panda, și Glovo, și... Na, nici atât, tati. Încetinim, avem trafic din față și serpentin. Pentru că eu nu stau fix în oraș. Eu stau pe lângă oraș. Și la mine nu vin. Hai, merge cu urbolată și cu 90. Cu Skoda merge, cu camionul nu merge. Depinde de sensibilitate. Asta nu mai merge. Adiță, tare mi-e frică că o să ai tu un friz și o să intră tata aia în tine. Știi cum o să facă? Auzi, la mine 56. Ai rezolvat problemele cu netul, Adiță? Da. Ia uite-l pe tata aia. Ce vorbești noi, ce suntem unit for speed? Versiunea legete? Eu nu zic vasului, știi? Noi suntem aici cu albastru, simbol. Nu ne facem firma de râs. Ce m-am prins 110. Eu nu știu cum a prins ala din spate 130. Nu e ok. Cum să prins 130, mai ales pe Simulation 2? Când eu acum... Un curb, în pantă, de fapt. Acolo, poate, da. Ai ajuns 110 cu limitator și la vale. Adică cu limitator 110. Trafic din față, iar. Aveți grijă. Dar nu știu ce face tata, e că mai mult pe contrasens merge. Vom avea o curbă la dreapta. Mi-e un pic frică să nu mă duc mai mult pe sub, e nu pe contrasens. S-a oprit bug brusc. Am înțeles. O să încetinesc atunci la 65. Gabriel, era în curbă, nu aveam cum să te văd. Ație, nu vă înțelegem. Cel mai bine vorbiți pe rând, vă rog frumos. La
Tu cu cine te ceri, Gabriel? Păi, da, oprește motorul, da. Da, se usnește. Mamă, cum am auzit pe adiță. Robot. El e cyborg. El e cyborg. Cyborgul nostru. Cyborgul nostru. Pentru ce știe faza. Ăla, primul, nu tinerii titani. Primul. Da. Păi ăla, Teen Titans. Tinerii titani. Tot pe Cartoon Network sunt ambele, le-a băgat. Da, dar nu se mai difuzează la vechi. Morim una pe la 85. Ai prins pe Cartoon Network Mega XLR? Da, și la era fain. Nu, l-ai prins. Na, e mișto ăla. Cred că o să-l caut, să mă uit. Pa, l-am prins și pe ăla. L-am prins. Viața cu lui care s-a uitat. Tabăra lui Laszlo, ai prins-o? Aveți grijă în față că avem niște curbe și trafic. Nu, tabăra lui Laszlo. Nu știu cum am ajuns noi de la capitolul mașini, camioane, la capitolul de fene. Billy și Mandy, ai prins? Hai că da. Păi, dar ce are tati, că și mama și tata să mă uită la desene. Bine, să uităm mai mult la Tom și Jerry. Chip și Daily și astea. Întrebare, care a prins viața cu lui? Care o prins? E mai problematic dacă se uită la hentai profesoara ta, știi? De Riga. Visează. Aoleu. 85 în față. Dacă te uiți la hentai, nu primești închisoare pentru pedofilie. Pedofilie ție atunci când faci sex cu un minor. Care copii? În clasa 12 ce copii mai sunt? Și clasa 5-a. Cale ferată în față. Vedeți care prindeți roșu la calea ferată. Nu i-am dat el pi. S-a lăsat bariera, cred. Și eu cred la fel. Și-am prins roșu, 110, da, papa. Am prins roșu. I-am dat cu 110, direct. Am afară 50%. Ce server furtut. 67 în față. Urmează să facem la
că dau un pumn în rotarzare în sus. Nu la perforator. A zis la router, dacă nu mai auzi bine. După ce urcăm pe autostradă 70. Pentru internet. Ia, ăștia au fost la furat mașini în Italia. Germania, e, da, Franța, Elveția, pe acolo. Polonia. Din păcate. L-a furat de mașini, portofele. Gabi, mi-aștept că mi-ai spus la ce de sens mă uit, m-am uitat de mult. No. Eu nu, la tineri titani. Chiar viața cu lui. 55 în față. Să cauți pe YouTube. Să cauți pe YouTube Megas XLR. Să vezi ce mișto erau desenele alea animate. Eu v-am ajuns. Marim la 70. Mai avem 50 de kilometri. Ce rapid am trecut. Gabriele, nu știi câtă avarie aveam că am intrat în ăla, în bara aia. Slash fix. Atenție la tataie, s-ar putea să aibă probleme. De război. Nu știu, dar măresc la 80. Vodka, cu trecut rușii. Dar e chef de rale. Marin. Pe scris, Gabi. Ne mutăm pe banda a doua. Urmează să facem o buclă, să urcăm pe autostradă. Mie-mi place V-ați luat ăla, cum îi zice, Rocket League-ul. Da, l-am luat. 85 în față. L-ai prins pe la nou Gabriel? Ăla care l-a băgat acum, de curând? Care joc? Ce? Din partea dreaptă o să aveți trafic. Încă e gratis până mâine, mi se pare. Cred, nu știu. Stai, Rocket League normal sau? Da, varianta standard, Ana. Eu nu știu ce face asta. Avem voie să depășim? Da. Sau... 110 la oră. În oraș dați maxim 60. Ce trecem aici? Am
tăia din greșeală calea puțin. Bă, îmi face la dreapta cu semaforul pe roșu, după aia la stânga, la hotel. Ce morții, mă, sunt? Așa, vom anula remorcile. Hashtag caravanele. Caravanele. Cabane. Și ne vom lua fiecare câte un loc ăsta de parcare aici. Vă luați fiecare un loc de parcare aici. Cu mâna. Vă parcați în locul ăla, nu trebuie să vă parcați milimetric unul de altul. Dani, dă-i și intră în hotel aici, parcare. Ana, la fel. 12, Mas, la fel. Da. Nu avea și el trebuie. F a spus fundal. Merge 110 euro. Unul l-am făcut, mai trebuie încă unul. Eu am terminat cu puzzle.